Cum definim eșecul și de ce este acesta important? Ce cauzează eșecul? Cum îl depășim și ce ne poate învăța acesta? Ce se află dincolo de eșec? Știm cu toții că eșecul este o parte a succesului, dar nimeni nu vrea să vorbească despre el. Dacă eșecul este atât de important, de ce nu vorbim despre el? Este eșecul cheia către succes? Putem avea succes fără să eșuăm? Vom afla de la invitații noștri cum transformăm eșecul într-o experiență a procesului de învățare și cum folosim inteligent eșecul pentru a genera succes în următoarele proiecte. Cred că definiția asta a eșecului are o componentă personală pentru fiecare dintre noi. Mie mi se pare că sentimentul că ai avut un eșec vine când ai așteptări. Adică dacă eu cred că ceva ar trebui să iasă cumva și iese altfel decât cum creierul meu e convins că ar trebui să iasă, apare un sentiment de frustrare, de furie, de tristețe, de ceva pe care noi îl putem numi eșec. Ce cred eu că merită adus în discuție din perspectivă neuroștiințifică e că fără eșec nu există învățare. Punct. E un neurocercetător francez pe care îl cheamă Stanislas Dehaene, care a scris o carte care se cheamă How We Learn, cum învățăm. Spune că învățarea are 4 etape. Primul e focalizarea atenției, dacă nu ești atent, nu înveți. Doi, e angajarea activă, trebuie să trăiești experiențe ca să poți să înveți ceva. Și trei, din patru, care treiul e condiția esențială, cumva, din ce povestește el și mai e dublată de încă o persoană care e neurocercetător la Stanford, pilonul 3 e error feedback, feedback-ul generat de erori. Adică dacă eu când fac ceva nu se întâmplă să greșesc de natură ca mintea mea să trăiască o experiență din asta în care predicția pe care am făcut-o e anulată, eu credeam că dacă arunc la coș, nimeresc coșul și am dat pe lângă, în momentul în care dăm pe lângă, la noi în creier se secretă o substanță care se cheamă acetilcolină, care se secretă și când ești foarte atent la ceva și aia subliniază sinapsele, e ca un highlighter, care spune asta trebuie să meargă memorie pe termen lung. Deci în neuroștiința învățării eșecul nu numai că e necesar, sau nu numai că e, cum să spun, tolerat, e necesar și e încurajat, că dacă nu greșești nu înveți. Și etapa a patra e consolidare care se întâmplă când dormim. Și atunci eșecul cred că are definiția asta personală în care e frustrarea, nemulțumirea, tristețea pe care eu o simt când aveam o așteptare și nu s-a întâmplat cum așteptam. Dar cred că mai ales în cultura românească e foarte, foarte util să începem să ne uităm la eșec ca la un pas indispensabil pentru învățare. Dacă nu greșești, nu înveți. Păi, important e că fără el nu învățăm. E ideea pe care o spuneam mai devreme. Acum, mie îmi vine în minte și o melodie, cred că Jason Mraz avea un vers, nu mai știu cum se chema melodia, care zicea You either win some or learn some. Adică în orice experiență ori câștigi și ți-iese, ți-ai propus să faci ceva, ai obținut rezultatul pe care l-anticipai, dopamină, se eliberează hormonul motivației că ți-a ieșit, ori în contextul în care nu se întâmplă cum sperai, îți doreai să se întâmple cumva și să se întâmplă altfel, frustrarea pe care o resimțim e un indicator că noi învățăm ceva din experiența asta. Aici, completarea esențială pe care eu o găsesc utilă, mai ales în România, e să ne recablăm un pic relația cu eșecul. Că noi ne uităm la eșec ca la ceva rău, pentru că 12 ani de școală suntem stigmatizați când greșim orice, urmează durere. Și creierul nostru, care învață extrem de mult prin repetiție și asociere, mai ales structurile subcorticale, partea asta primitivă, învață nu din ce vorbim, ci din ce trăim. Și dacă eu greșesc și mi-o iau, uite, dau și speță personală, când eram copil, printre alte conflicte, am luat odată bătaie că n-am pus data la o temă pe care am făcut-o. Ce înveți din asta nu e să pui data la teme, e că n-ai voie să greșești nimic. Și genul ăsta de mindset te împiedică să ai disponibilitatea la creativitate, la inovație. Ca să faci ceva original, trebuie să fii disponibil să greșești. Trebuie să fii capabil să înduri potențialitatea faptului că s-ar putea să iasă prost. Și atunci cred că importanța eșecului e în primul rând că îți dă posibilitatea să faci lucruri pe care nu le-ai mai făcut în trecut și dacă dezvolți capacitatea asta să tolerezi eșec și să nu te uiți la el ca la ceva ce spune despre tine că nu meriți, că I'm not good enough, că nu sunt competent, că nu sunt capabil, ci ok, n-am fost capabil de data asta, nu mi-a ieșit acum, dar ce pot să învăț din asta, cum pot să fiu mai bun data viitoare?
You either win some or learn some. Asta îmi place tare mult, perspectiva asta. Nu, cred că nu vorbim despre el pentru că noi suntem într-o cultură reprimată emoțional în general. Cred că în mod particular cei care ne-am născut înainte de 89, dar nu numai, am auzit foarte frecvent astea cu nu fii trist, n-ai de ce să fii trist, nu mai plânge, nu-ți fie frică, n-ai de ce să fii supărat. Și atunci feedback-ul ăsta era comportamental, adică părinții noștri când ne-l dădeau nu-și doreau să ne inhibe emoțional. Dar pentru că nu înțelegem cum funcționează creierul, ideea esențială aici e așa. Copiii, mai ales în copilăria timpurie, vorbim despre până în 7 ani, 5-7 ani, nu poate să facă distinția când tu sancționezi un comportament versus o emoție. Adică eu simt tristețe și plâng și dacă tu îmi spui nu mai plânge pentru că tu, părinte, nu poți să tolerezi disconfortul meu emoțional, nu poți să tolerezi plânsul, eu ce înțeleg e că în prezența ta eu n-am voie să simt tristețe. Dacă oamenii care ne privesc ar rămâne cu o singură idee, mie asta mi se pare că e cea mai importantă, copiii nu pot să facă distinția între comportamente și stări emoționale. Nici adulții nu pot, fi vorba între noi, decât dacă reflectează un pic, dar la copii o incapacitate hardware. N-ai cortexul prefrontal, partea asta suficient de dezvoltată, cât să ai gândirea critică și discernământul să înțelegi că stai un pic. Tata era supărat că eu când eram furios urlam la restaurant. Dacă eu când îmi exprim mânia, tu mă bați sau țip la mine, eu ce înțeleg e că n-am voie să simt mânie în prezența ta. Și atunci într-o țară reprimată emoțional, că noi asta suntem din păcate până una alta, problema majoră cu a vorbi despre eșec e că în momentul în care eu povestesc ceva în care mie mi-a mers prost, dacă nici nu sunt confortabil să simt emoții neplăcute, să trăiesc disconfort emoțional pe de-o parte și pe de altă parte avem și o cultură perfecționistă. Iată, să iei bătaie când n-ai pus data, instalează perfecționist. Te învață că n-ai voie să greșești nimic niciodată pe niciun plan, în niciun context. Și mixul între astea două, incapacitatea de a trăi și exprima emoție și doi, convingerea inconștientă că dacă nu e perfect a fost degeaba, te predispune să nu fii deloc confortabil să vorbești despre ce a mers prost. Lucru care are și alte efecte adverse nasoale din registrul faptului că dacă eu, de exemplu, nu mi-am văzut părinții cerându-și scuze niciodată, eu n-am cum să învăț că a-ți părea rău, a regreta când greșești, e legitim. Pentru că părinții sunt modelul de la care creierul meu învață ce e permis și ce nu e permis în realitatea curentă. Și atunci a putea să vorbești despre ce a mers prost, despre aici am greșit, îmi pare rău, îmi cer scuze că am ridicat tonul, nu știu, îmi pare rău că n-am făcut mai mult în situația asta, e o componentă din viața noastră de care n-ai cum să scapi. Probabilitatea să treci în viață fără eșec e zero, decât dacă nu cumva trăiești într-o realitate distorsionată. Și atunci a învăța să accepți că uneori lucrurile ies altfel decât cum îți dorești. Iar asta presupune niște emoție nasoală, care poate fi metabolizată dacă ești încurajat să o simți. Asta îți dă anticorpii să poți să treci în viață cu tonusul emoțional ridicat și evitând pe cât posibil depresia și stările la care incapacitatea în a trăi tristețe, frică, mânie sau a tolera faptul că suntem imperfecți ne duce cu certitudine. Păi iar aș ajunge cumva la ideea asta, că depinde cum îl definim. Că dacă mă gândesc că, uite, hai să luăm o speță concretă. Eu am jucat volei, de exemplu, dintre a 5-a între a 12-a. În sport, eșecul însemna să nu câștigi meciul. De principiu era destul de ușor de măsurat acolo. Nu cred că sunt foarte multe domenii ale vieții noastre unde eșecul e la fel de ușor de cristalizat. Eu încă o dată insist pe ideea că depinde foarte tare cu ce așteptări intri într-o experiență. Eu pot, de exemplu, să consider că o vacanță a fost un eșec pentru că n-am avut aer condiționat în cameră. Lucru care e 90% produsul minții mele, 10% realitate. Evident, eu pot să trăiesc niște disconfort că e cam cald în cameră, dar asta nu e obligatoriu că lipsa aerului mi-a făcut vacanța praf. Surse care poate să ne ducă în situații mai puțin ideale, adică eu mi-am propus să câștig și nu câștig, ar fi din registrul următor. Nu mi-a fost clar ce vreau să obțin din experiența respectivă. Eu cred că foarte mult eșec și în dezvoltare personală și în business vine din faptul că nu e clar unde vrem să ajungem. E citatul ăsta din Alice în Țara Minunilor care zice "If you don't know where you're going, any road will get you there." Că dacă nu știi unde vrei să ajungi, pe oriunde e bine de principiu și ăsta ar fi un prim factor. Doi, e nevoie în general, eu n-am trăit nici în personal, nici în profesional, un lucru care chiar să conteze, care să vină ușor. Dacă vrei să construiești o relație de cuplu sustenabilă, bazată pe încredere, pe profunzime, durează, e nevoie de efort. Dacă vrei să construiești un business sustenabil financiar, nu să dai un tun,
durează. În general, e nevoie de efort, reputație, consecvență. Și atunci cred că o altă sursă, în afară de claritatea destinației, vine și din faptul că noi nu suntem antrenați pentru consecvență. Și vorbesc acum mai ales dacă ești digital native, dacă te-ai născut cu asta în mână, capacitatea ta de a tolera frustrare biologic e mai mică, pentru că sistemul de recompensă din creier, sistemul dopaminergic, care îți permite să perseverezi când e greu, e normat pentru alt gen de realitate. Una e dacă, de exemplu, când eram noi copii, trebuia să aștepți o săptămână să vezi continuarea unui serial, dacă te uitai la Dallas sau la MASH sau la ceva, și alta e dacă acum eu când mă plictisesc, am făcut așa pe telefon și pac, a venit dopamină. Am văzut alt lucru care mă distrează, care îmi dă, care mobilizează neurochimic hormonul ăsta al motivației. Și atunci perseverența, aș zice, perseverența sau capacitatea de a continua în fața adversității, cred că e a doua sursă, și cumva cred că astea sunt alea principale. Deci lipsa clarității destinației sau lipsa perseverenței, cred că într-o lume în care oamenii știu clar unde vor să ajungă și sunt dispuși să tolereze niște frustrare ca să ajungă acolo, probabilitatea să trăiești eșec în sensul pur al cuvântului, în care chiar ai dat o mod obiectiv în bară, e mai degrabă mică. Probabilitatea e mai mare să te gândești tu că ai avut un eșec, pentru că ne uităm la eșec ca la ceva eminamente negativ, nu ca la ceva necesar pentru învățare. Cred că alte două lucruri, în afară de lipsă de claritate pe destinație și de perseverență, care contribuie mult la eșec în general, sunt comparațiile, că noi trăim într-o țară hipercompetitivă, cu cât a luat colegul. Dacă 12 ani de zile, când e o notă mică, care în România înseamnă sub 10, prima întrebare pe care o auzi acasă e cât a luat colegul. Acolo ce învață elefantul, structurile alea primitive, cum le numim noi în podcast, e că eu n-am voie, valoarea mea sau stima mea de sine sau în unele cazuri chiar iubirea pe care o primesc de la părinți e dependentă de a fi pe locul întâi. Și dacă mulțești asta cu 12 ani de repetiție și asociere, ajungi să te apuci de un proiect și dacă n-are rezultatele pe care le-a avut alt coleg care s-a apucat de un proiect similar într-o lună, abandonezi. Și acolo eșecul, ce vreau să înțeleagă oamenii care ne privesc, e că eșecul e 100% produs de propria minte și propriile așteptări. Adică eu pot să încep al 10-lea podcast, dacă mă gândesc, a, păi da, ia uite, Buhnici are 1.100.000 de abonați, eu am 3, mai bine nu-l mai fac, ai pierdut de la start, ai plecat din bloc start greșit și ai fost descalificat. Dacă spui, bă, eu mi-am propus să informez oamenii despre cum le funcționează creierul, cine o vrea să se uite? Și mă bucur la fiecare abonat nou sau la fiecare persoană care dă un share sau un like, păi la nivelul creierului e cu tot o altă neurochimie mobilizată. Dacă mă compar și mă simt prost că nu sunt pe locul întâi cu un om care s-a apucat cu 10 ani înaintea mea, mă umplu de cortizol, iar ăsta dacă e în doze prea mari îți oprește inclusiv sistemul imunitar la un moment dat, adică apare stresul ăsta cronic care duce la colapsul sistemului imunitar. Dacă în schimb plec cu niște așteptări rezonabile, eu vreau să fiu în fiecare săptămână mai bine. Care poate să însemne că mai am niște abonați, mai am niște share-uri, am oameni noi care au început să asculte, fiecare lucru pe care îl câștig eliberează dopamină, care îmi dă motivație și combustibil să continui. Deci ce vreau eu scot în evidență e că asta cu comparația are amprentă neurochimică diferită. Dacă mă compar cu alții versus dacă mă compar cu planul meu. Comparatul cu planul tău e cea mai sănătoasă variantă, comparatul cu alții și dacă ești pe plus, tot nasol e. Că s-ar putea să fii mai jos decât unde puteai să fii dacă te comparai cu planul tău. Adică eu am avut un client, o firmă de farma, care avea în sistemul de management al performanței, scria cel mai bun vânzător pleacă în excursie în Miami cu familia. În organizația asta nimeni nu-și făcea targetul de vânzări, pentru că nu trebuia să-ți faci targetul ca să pleci în Miami, trebuia să fii primul. Dacă colegii mei făceau 50% și eu făceam 51%, eu plecam în Miami. Deci nu e o idee bună asta cu comparația și aș pune-o alături de perfecționism, lipsă de claritate pe destinație și lipsă de perseverență în top 4 călăi ai succesului și ambasadori ai eșecului. Nu. Aici n-aș elabora. Cred că e și periculos să ai succes. Adică poate o fi posibil să îți iasă, să fii atât de pregătit sau să fii un talent atât de diferențiat de restul competitorilor. Îmi vine în minte The Last Dance, documentarul ăsta despre viața lui Michael Jordan, în care el a avut un talent și o
ambiție și o personalitate plus o genetică care l-a ajutat mult și era mai bun decât orice alt coleg de natură, că și colegii de echipă sau, mă rog, colegii din alte echipe când luau bătaie ziceau there's no shame in losing to Michael. Nu e nicio rușine să pierzi în fața lui. Cred că dacă ai genul ăsta de configurație, poate poți să ai numai reușite fără să o dai în bară ocazional, dar cred că e foarte complicat psihologic. Nici el nu a trăit asta, dar dacă ai numai reușite fără să o dai în bară, e o probabilitate mare că atunci când o dai în bară te descompui. Adică dacă stima, asta fac narcisiștii în general, narcisiștii se simt, și vorbesc aici de condiția clinică, își iau valoarea propriei persoane din ultima lor reușită. Și atunci dacă eu sunt pe cât de bun a fost ultima mea performanță, pe cât de bun a fost ultimul meu gol sau ultimul meu, nu știu, client semnat sau ultima mea conferință, cred că partea complicată când îți iese, îți iese, îți iese, numai bine, bine, bine crești, e că dacă, în momentul în care vine eșecul, dacă n-ai circuitele cerebrale și capacitatea cognitivă să-l metabolizezi, poți să colapsezi, poți să intri în depresie și sunt multe cazuri cu oameni care au fost foarte sus, au dat-o în bară și nu s-au mai ridicat. Și atunci cred că de mic e foarte sănătos, dacă aș fi părinte, asta ar fi în programul artistic, să-mi antrenez copilul să tolereze lipsă de reușită, să învețe că tată, e ok să o dai în bară ocazional, mai ales atâta timp cât înveți, te ridici și încerci să o faci mai bine, e mult mai sănătos decât să nu greșești niciodată, să nu dai în bară niciodată, caz în care e o probabilitate mare, mare de tot, că în momentul în care vine un eșec, era și vorba aia că the bigger they are, the harder they fall. Cu cât cazi de mai sus, cu atât o să fie mai nasol, dacă nu ți-ai dezvoltat abilitatea asta de a metaboliza eșec. Păi, cred că cel mai simplu mod de a-l depăși e să ne uităm la el ca la un partener de creștere și învățare, un pas firesc, neuroștiințific vorbind, în orice proces de învățare, nu ca la o experiență care spune că noi nu merităm iubire, apreciere, că suntem buni de nimic, dacă o dăm în bară. Deci a ne recalibra felul în care ne uităm la ce înseamnă eșecul. Cât despre ce ne poate învăța, ne poate învăța unde putem fi mai buni, în general, sau ne poate învăța ce nu e pentru noi. Că eu dacă, de exemplu, dau în bară recurent într-un plan al vieții mele, s-ar putea să-mi dau seama, bă, eu nu, e bine să construiesc pe zona asta. E cum a încercat Adrian Năstase să fie amuzant. Nu e cea mai înțeleaptă idee pentru cineva cu genul ăsta de arhitectură de personalitate, dar asta presupune să fiu conștient că orice experiență în care mă angajez îmi dă feedback. Și feedback-ul ăsta câteodată e, Paule, a mers bine, aici ți-a ieșit, felicitări, keep doing this, continuă să faci asta că merge bine, aici am o repetație, a ieșit prost, deci vezi că ori e incompatibilitate de personalitate, ori nu muncești destul, ori poate ai așteptări setate eronat, dacă îmi doresc să devin milionar într-un an, s-ar putea, probabilitate mare, să mai degrabă să nu-mi iasă decât să-mi iasă. Și atunci cred că astea ar fi să ne reconsiderăm relația cu ce înseamnă de fapt eșecul și aici școala poate să contribuie enorm dacă ar înceta un pic cu stigmatul când greșim. Dau un exemplu banal, dacă am avea lucrări care ar veni înapoi și cu roșu și cu verde. Adică unde ai greșit cu roșu, vezi că asta se scrie cu cratim, ai grijă. Bă, dacă îmi zic bine, oferă-mi și apreciere, că în momentul ăla mintea mea învață că, ok, când greșești trebuie să ai grijă să o faci mai bine, când îți iese, continuă să faci asta. Apropo și de incapacitatea noastră de a vedea ce e bun în alții. Păi după 12 ani în care când trebuie să-ți dai cu părerea despre munca cuiva, trebuie să vezi doar ce face prost? Nu e logic că avem dificultăți în a vedea ce e bun în noi sau în cei din jur? Deci reconsiderarea relației cu eșecul și doi, e cel mai bun profesor. La nivel hardware, la nivel neuroștiințific, eșecul e indispensabil pentru învățare. Viață. Aceeași viață ca și înainte de el și după el e tot experiența noastră umană. Diferența, cred că, cum să spun, eșecul cred că are potențialul ăsta să ne țină și într-un spațiu de, nu știu dacă cuvântul ăsta, îmi vine zic umilință, dar în română sună iurea, de humbleness. Adică eșecul poate să te mai readucă cu picioarele pe pământ și mi se pare că e o valență foarte bună a lui, mai ales în momentul în care când ai reușită după reușită, succes după succes, eul nostru are tendința să se inflameze și să nu mai fie nimeni ca mine, să simți că ți se cuvin lucrurile, e chiar documentat. Cu cât acumulezi mai mulți bani, putere și prestigiu, probabilitatea să polarizăm către trăsături sociopate crește, că nu mai e nevoie să exerseze empatie.
dacă ești stăpânul terenului, stăpânul parlamentului, stăpânul organizației este și toată lumea își setează ceasul după tine, că ești cel mai relevant de aici, slăbirea mușchiului ăsta al empatiei e documentat că duce la creșterea probabilității să apară manifestări sociopate, de-astea lipsite de empatie, de considerație pentru efectul acțiunilor mele. Și atunci cred că eșecul, cuplat cu învățare și empatie, poate să aibă și capacitatea asta să ne țină cu picioarele pe pământ, să ne dăm seama că indiferent cât de bun suntem la ceva, sunt multe planuri unde nu suntem la fel de bun sau unde o dăm în bară și asta te ține într-un spațiu așa de omenie și de humbleness, că nu găsesc un cuvânt românesc mai bun, de smerenie, poate că ar fi cel mai potrivit cuvânt, de care eu cred că avem nevoie mai mult, atât în România cât și în general zilele astea. Cu toții ne așteptăm să reușim în tot ce ne-am propus, dar eșecul este o parte inevitabilă a vieții profesionale, sociale și personale, pe care trebuie să învățăm să o îmbrățișăm dacă vrem să atingem potențialul maxim. Eșecul a contribuit la construirea celor mai mari companii și a celor mai importante averi din întreaga lume și este considerat obiceiul secret al multor antreprenori de succes, sportivi, politicieni și vedete.